Nu sunt tăiat de lemn, sunt de fier forjat, dar dacă întreabă cineva de ce s-a grăbit, cineva știți prea bine că trebuie desfăcut în parte. Și acolo încă este de lucru și dorim ca să nu ne prindă iarna și zăpada până când se sapă toată bucata, pentru că este o bucată foarte mare de săpat. În rest sunt lucruri care mai se vor mai face și în această zonă. Cei drept aici va intra un aparat care va taxa cod cu bare sau cum vreți dumneavoastră. Acum pregătim regulamentul, pregătim tot ceea ce înseamnă intrarea, ieșirea, vizita cetății, cine poate să intre, cine poate să iasă. Toată lumea poate să intre și toată lumea poate să iasă. O parte dintre cei care au job aici nu e nicio problemă, vom găsi o formulă ca să intre și să parcheze. Cei care au interese, taximetriștii, normal că va fi o formulă să intre și să iese. Ei numai se duc, las oameni. Cei însă care doresc să parcheze în cetate vor plăti. Deci vor plăti și vor plăti, nu știu, nu mă întrebați câți lei pe oră sau pe minut sau pe ceas, dar vor plăti. Lucrurile astea trebuie să le socotim. Acum suntem în loc cu regulamentul, aparatorul o să aibă un soft care va răspunde la o grămadă de cerințe. Normal, în timp se va perfecționa totul, poate va mai trebui un aparat care să rezolve taxarea înăuntru. Este un început. Un început legat de ceea ce înseamnă un, hai să-i spunem așa, un management integrat a tot ce înseamnă parcări. Pentru că dacă nu este parcare liberă aici, este parcare în cealaltă parte, este parcare în partea de nord. Deci trebuie toată lumea să călărească această zonă și să nu înțeleagă. Dar toate lucrurile astea vrem ca cel care dorește să intre să le vadă. O să apară și ceea ce înseamnă semnele înspre cetate, de la cetate, traseul. Dorim și sper să nu uităm să le scriem măcar în două limbi, în română și în obligatoriu românește și în engleză. Engleza este totuși cea mai circulată, pentru că este foarte bine să poată toți turiștii să citească despre ce este vorba. Vă spun din propria experiență, mai ales când scrie cu litere de alea zi din B, C, din L sau L, din C, treburi de alea așa întortocheate, mi-e foarte greu să văd ce înseamnă pice sau alte chestiuni de genul ăsta, adică ruse. Pentru că cred că totuși suntem, nu cred, sigur, suntem în Europa și orice cetățean european trebuie să mai aibă o șansă să se descurce. Și ați văzut că din fericire vin foarte mulți. Cam asta.